De la începutul pandemiei de COVID-19, tratamentul pacienților cu boala Fabry s-a putut administra și la domiciliu cu asistență medicală. Și mai mult de jumătate dintre pacienții cu această boală rară care sunt văzuți și urmăriți la Institutul Clinic Fundeni se tratează la domiciliu. Când ajung pacienții cu boala Fabry la nefrolog, care este aderența acestora la tratament, dar și ce se întâmplă cu cei care dezvoltă anticorpi la produsele injectabile, vorbește pe larg asistent universitar dr. Elena Rusu, medic primar nefrologie, medic specialist medicină internă la Institutul Clinic Fundeni. Doamna dr. Rusu, în ce măsură putem vorbi în România de administrarea tratamentului injectabil în boala Fabry la domiciliu? În contextul pandemiei, asociațiile de pacienți, Alianța pentru Boli Rare, Alianța Pacienților, Asociația Pacienților cu Boală Fabry, au obținut un proiect de comun acord cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru a implementa administrarea tratamentului la domiciliu, sigur, la indicația medicului curant al pacienților, pentru că nu se poate în toate cazurile. Sunt pacienți care au nevoie de monitorizare în spital, în mediul spitalicesc pentru administrarea la domiciliu și pacienții noștri au optat, cei care sunt tratați de mai multă vreme și știm că ei tolerează bine tratamentul și au început tratamentul la domiciliu cu asistente medicale care sunt special instruite să administreze tratamentul, pentru că orice greșeală în administrare poate costa o crearea anticorpilor, antiprodus, antitratament de substituție, care pe termen lung nu aduce beneficiu, micșorează eficacitatea tratamentului. Și mai mult de jumătate din pacienții noștri acum sunt tratați la domiciliu. O cifră, dacă ne puteți spune, cam câți ar fi? Știu că la nivelul întregii țări sunt mai multe centre care administrează tratamentul la domiciliu, dar nu în toate centrele de tratament, dar la noi peste 50% sunt tratați la domiciliu. Câțiva pacienți nu pot administra tratamentul la domiciliu din cauza că prezintă reacții adverse la administrarea tratamentului și trebuie monitorizați. Și o parte din ei au preferat să vină la spital pentru că am asigurat condiția, adică să fie singuri în cameră, să limităm o posibilă infecție cu contextul pandemiei. Iar asistenții medicali, bineînțeles trăinuiți, care s-au dus la domiciliu, erau din cadrul spitalului? În cazul pacienților noștri, da, au fost doamne asistente care s-au oferit să administreze pacienților la domiciliu. Doamne asistente care efectuau tratamentul și în spital și aveau trainingul necesar și care, în ciuda faptului că exista pandemie, cu toate măsurile de precauție au mers și au administrat tratamentul la domiciliul pacienților. Pentru că, pe de o parte, și ele puteau fi expuse la contactul cu pacientul și familia lui acasă, la pacient, și pe de altă parte și doamnele asistente puteau să fie o sursă de infectare coronavirus. Dar lucrurile au mers foarte bine și pacienții care fac tratament la domiciliu în contextul pandemiei continuă și acum tratamentul la domiciliu. Vedeți aceasta o soluție de viitor și după terminarea pandemiei? Sigur, o soluție de viitor. Ei, pacienții se prezintă, pot veni ei sau cineva din familie să ridice tratamentul pentru că el este eliberat pe circuit închis, pe farmacia spitalului. Și atunci când ne vedem să-și ridice tratamentul, îi și monitorizăm.
Însă cele câteva ore pe care trebuia să le stea în spital să administreze tratamentul, nu se mai derulează în spital, ci acasă, administrarea tratamentului efectiv. Este un lucru cunoscut că pacienții dezvoltă anticorpi la produsele injectabile care sunt pe piață, însă nu toți pacienții, dacă au dezvoltat anticorpi, au și reacții legate de dezvoltarea acestor anticorpi. Noi avem un singur pacient cu un titru mai mare, la care am și efectuat tratament pentru a scădea titrul de anticorp. Este singurul pacient care are o reacție la administrarea tratamentului, însă crearea acestor anticorpi nu înseamnă că tratamentul nu este eficient în continuare. Și pacienții sunt monitorizați pentru eficiența tratamentului și gradul de afectare a organelor ținte, le monitorizăm periodic titrul acesta de anticorpi și numai pentru un singur pacient este o problemă, un titlu mai mare de anticorp și însoțit de o reacție la administrarea tratamentului. Doamna doctor Elena Rusu, cât de frecvent ajung pacienții cu boală Fabry la medicii nefrologi și care sunt simptomele care îi îndrumă către nefrologie? Pacienții ajung la medicii nefrologi pentru probleme cum ar fi creșterea ale creatininei serice, edeme, hipertensiune arterială, însă boala este diagnosticată de către medicii nefrologi, de obicei când afectarea renală este mai avansată. Creșterea ale creatininei se întâmplă atunci când afectarea renală în cadrul bolii Fabry este deja destul de avansată și ei sunt diagnosticați dacă au aceste semne sau simptome atunci când se prezintă la nefrolog, în contextul în care au și alte semne de boală Fabry sau dacă se efectuează punctie biopsie renală și atunci această investigație este singura care poate pune diagnosticul cu certitudine. Este un standard de aur pentru diagnosticul afectării renale în cadrul bolii Fabry și având diagnosticul histologic pe lângă diagnosticul genetic, avem cu siguranță diagnosticul de confirmare pentru boala Fabry. Din totalul pacienților cu Fabry din România, cât sunt depistați de novo la nefrolog versus cardiolog sau pediatru? Aș putea spune că boala fiind foarte variată, vorbim de peste 1.000 de mutații genetice, se manifestă și foarte variabil și o parte din pacienți, chiar și în cadrul aceleași familii, sunt depistați de nefrologi pentru că au o afectare nefrologică mai severă sau de cardiologi. Însă nu aș putea să vă spun un procent pentru că să zic, poate mai puțin de jumătate sunt cu afectare severă nefrologică, dar mulți dintre ei au afectare concomitentă.